podcastul lui Radu Prisăcaru. Episodul 6. Dansul energetic, o nouă filozofie de viață. Tot timpul trebuie să, când judecăm un eveniment, ar trebui să ne luăm o anumită perioadă, nu știu, câteva zile, poate o săptămână, un an. Pentru că și am avut de multe ori astfel de evenimente care mi s-au întâmplat, fapte, pe care am fost foarte supărat. Și am spus, cum mi se poate întâmpla mie acest lucru? Dar, de fapt, am văzut, după o săptămână, două, trei, că am fost salvat de la niște lucruri groaznice care ar fi putut să mi se întâmple. Exact. Deci nu ar trebui să fim supărați pe ceea ce ne se întâmplă, ar trebui să înțelegem că, la un moment dat, divinitatea sau energiile din jurul nostru acționează într-un anumit fel, sau oamenii din jurul nostru, pentru a ne proteja. Și de obicei vedem acest lucru după o anumită perioadă. Sau nu vedem niciodată. Asta nu ar trebui să ne supere, ar trebui doar să fim deschiși, să primim aceste evenimente, aceste fapte care ni se întâmplă, ca pe o lecție sau mai multe lecții pe care le avem de învățat. Și de fiecare dată ar trebui să fim deschiși. Ce am eu de învățat de la acest eveniment? Exact. De fapt, dansul energetic ne oferă și această claritate despre care povesteam un pic mai devreme, adică de a deveni conștienți de ceea ce se întâmplă. Nu putem să ne învățăm o lecție decât dacă suntem conștienți de ceea ce ni se întâmplă, de ce a venit acea lecție în viață, de ce trebuie să trec prin această lecție. În caz contrar, vom deveni corjenți la lecția respectivă și va trebui să o trecem din nou și poate examenul va fi un pic mai dur. Știi cum se spune? Că suntem veniți pe acest pământ tocmai pentru a învăța aceste lecții. Exact. Și nu putem să rămânem corigenți, cum ai spus, la nesfârșit. La urmă, universul ne învață, într-un fel sau altul, ceea ce trebuie să învățăm. Da. Trebuie doar să fim deschiși. Exact. Trebuie să nu privim cu supărare către persoanele de lângă noi, către evenimentele care ni se întâmplă, să fim deschiși, să încercăm să medităm, să fim conștienți. Poate asta e cel mai greu, dar primul pas și cel mai important, în momentul când ești conștient, înțelegi că ai o eventuală problemă și pasul 2 este să o rezolvi. Dar dacă nu ești conștient că o ai, nici nu o vei rezolva niciodată. Exact, și să știi la ce să te aștepți, adică la modul că va interveni o schimbare și să îmbrățișezi schimbarea cu drag. Da, asta... Știu că este greu. Toți avem o rezistență la schimbare mai mare sau mai mică, de obicei mai mare, mai ales când e vorba de noi. Toți dorim schimbarea, în general, dar când e vorba de noi, tot timpul facem un pas, dar de ce să mi se întâmple mie lucrul ăsta? Dar de ce trebuie să mă schimb eu? Nu, să se schimbe cel de lângă mine, se schimbe iubita mea, soția mea, prietena mea, colegii, șefii, și așa mai departe, numai dar nu dar până la eu. Urmă, schimbarea vine din noi și cred că singurul lucru constant așa este schimbarea în acest univers, pe acest pământ și peste tot, cred că pe orice planetă merge, singurul lucru constant este schimbarea. În rest, nimic, totul se transformă în un alt stil de energie, ca să nu spunem chiar de multe ori în praf, dar să nu uităm că și acel praf este o energie, până la urmă, cosmică. Da, exact, exact. Atâta timp cât vom fi conștienți de faptul că, sau dacă vom deveni conștienți de faptul că schimbarea este inerentă și că, așa cum spuneai tu, este singura constantă, atunci vom deveni și noi mai maleabili, mai flexibili în ceea ce înseamnă lecțiile pe care ni le oferă viața. Și uite, unul dintre dansurile energetice care ne oferă flexibilitate în acest sens este dansul pendulului, dansul pendular, pe care l-am făcut noi data trecută și ai văzut că acționează pe fiecare centru energetic în parte, de-a lungul coloanei vertebrale, da? Și practic noi, atunci când opunem rezistență la schimbare, ce se întâmplă? Devenim mai rigizi, da? Atât mușchii cât și coloana noastră vertebrală, care este susținută de mușchi, se încordează. Exact, da? Iar prin acest dans energetic, noi ce facem? Ne flexibilizăm, dinamizăm coloana vertebrală. Asta este în plan fizic. În plan subtil, da, practic activăm energiile sau deblocăm energiile de-a lungul centrelor energetici, cei dispuși de-a lungul coloanei vertebrale. Abonați-vă la acest canal.
dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune, Radu Prisăcaru, pe data viitoare! Vă aștept pe www.raduprisacaru.ro.